Nu-i creionul precum rujul, nici echipă cum e Clujul. CFR Cluj caută al 11-lea trofeu din palmares mâine seară în Supercupa României împotriva celor de la Universitatea Craiova. Edi Iordănescu debutează pe banca alb-vișinilor și are ocazia să-și treacă în cont primul trofeu în postura de antrenor. În această perioadă de transferuri, Universitatea Craiova a vândut 3 titulari, rând pe rând, Screciu, Băluță și Gustavo au părăsit formația din bănie. În locul lor au venit până acum Alexandru Cicâldău de la Viitorul și Piliaceri, un portar din Italia. Partida de mâine seară se va desfășura cu casa închisă, toate biletele au fost vândute. Sectorul CFR-ului va fi populat de 400 de suporteri care vor veni din toată țara pentru a susține echipa noastră. Edi Iordănescu este adeptul sistemului 4-2-3-1. Mă aștept ca mâine seară să vedem în primul 11 în mare măsură echipa care a dus greul sub comanda lui Dan Petrescu în sezonul trecut și a câștigat și titlul de campioană. Așadar, în apărare, mă aștept să-i văd pe Arlauskis, Manea, Vinicius, Mureșan și Camora, la mijloc tripleta Julio Hoban Djokovic, așezată cum am pus în această poză, iar pe benz, Deac și Omrani în spatele lui George Țucudean, atacant care până la urmă a refuzat transferul în China și a rămas la CFR Cluj. Și pentru că am revenit alături de voi pe un nou canal, m-am gândit să fac un concurs, iar premiul este un bilet la meciul cu Malmo de pe 24 iulie de la ora 19, partidă contând pentru turul 2 preliminar din Champions League. Pentru a participa la acest concurs trebuie să fii abonat al canalului, așadar apasă butonul roșu cu abonează-te dacă nu ai făcut-o până acum. Al doilea pas este distribuirea acestui clip pe pagina de Facebook cu hashtagul Și eu merg în UCL. Voi trage la sort săptămâna viitoare fericitul câștigător al biletului și îl voi anunța cu 3 zile înainte de partida cu Malmo. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni, să le ținem pumnii băieților mâine seară în încercarea de a duce al 11-lea trofeu în vitrina din Gruia. Până data viitoare, forța CFR! Și nu uitați, povestea noastră continuă!